Bună ziua, invitata mea de astăzi este Maria Neag, medic primar specialist în farmacologie clinică. Discutăm despre un subiect foarte controversat la ordinea zilei în România, și anume despre ivermectină, dar e vorba de acel medicament destinat uzului veterinar, pentru că în România doar acest produs se găsește. Și dacă ar fi să dăm crezare celor care ne informează, adică mass media, am înțelege că deja au fost luate cu asalt unele farmacii veterinare în căutarea acestui medicament, pentru că există credința sau speculația sau, cum să-i spunem, prejudecata că acest medicament, chiar dacă e de uz veterinar, funcționează și la pacienți bolnavi de COVID-19. Dacă este așa, ce nu este în regulă dacă administrăm acest medicament în terapia anti-COVID-19, ne spune doamna Maria Neagă. Astăzi, bună ziua, mă bucur că sunteți alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, formatorii de opinie, unii dintre ei, de fapt, nu toți, încearcă să acrediteze ideea că ivermectina de uz veterinar ar funcționa foarte bine și la bolnavii de COVID-19, că ar face minuni, că în 48 de ore ar eradica boala. Sunteți sau nu sunteți de acord? Toate aceste informații care au apărut în presă vorbesc într-adevăr despre ivermectină ca substanță activă. Ei nu se referă la ivermectină animală sau umană. Substanța activă este aceeași. Noi trebuie să știm că dacă tratăm un om sau un animal, dacă folosim un antibiotic, spre exemplu, ampicilină, amoxicilină, că o dăm la om, că o dăm la animal, substanța activă este aceeași. Ce diferă este doza și, mai mult decât atât, sunt excipienții, adică acele substanțe auxiliare pe care le folosim pentru a produce un comprimat, pentru a dizolva substanța într-o anumită soluție care să nu dăuneze și așa mai departe. Deci, ivermectina, ca substanță, pare să fie promițătoare pentru tratamentul infecției cu COVID, dar nu trebuie să ne aruncăm asupra ivermectinei care există în farmaciile veterinare. În primul rând, trebuie să ținem seama că dozele la animal sunt diferite de dozele la om și trebuie să așteptăm să fie aprobată ivermectina umană, astfel încât noi să o putem folosi în tratamentul pacienților. Totuși, dacă dumneavoastră ați avea pe cineva apropiat care ar suferi de o formă boală, gravă a bolii care ne face zile negre, ați folosit sau nu ivermectina? Cea pe care o găsim Animală în sau umană? animal, din farmacia veterinară. În momentul ăsta nu pot să vă dau un răspuns pentru că nu știu ce mai conține, pe lângă substanță activă, acele comprimate de ivermectină animală. Dacă se dovedește că excipienții se pot folosi în siguranță și la om, printr-o dozare corespunzătoare, s-ar putea utiliza. Dar nu spun că se utilizează, deci trebuie făcute niște studii. Aveți informații ce efecte adverse poate să aibă acest medicament de uz veterinar dacă este administrat la om? Repet, mă pot referi strict la substanța activă. Substanța activă, dacă ne uităm în monografia produsului sau în rezumatul caracteristicilor produsului, oricine poate accesa pe internet ivermectină monograph sau public assessment report, care înseamnă rezumatul caracteristicilor produsului, adică acel document unde găsim toate informațiile despre medicamente, inclusiv efectele adverse. Ei, în aceste rapoarte putem găsi efecte adverse la dozele terapeutice pentru om reduse, de gen reacții la nivelul pielii, raș, înroșire, urticarie, la nivelul sistemului nervos central, anxietate, poate să apară hipotensiune arterială, poate să apară disconfort abdominal, ținând cont că ivermectina este utilizată în tratamentul unor parazitoze. Poate să apară diaree sau constipație și reacțiile adverse menționate aici au o incidență destul de redusă, din câte am văzut, undeva până la 3%. Sunt menționate și efectele la nivel hepatic, cu creșterea transaminazelor hepatice, deci nu ar trebui pacienții să ia niciun medicament
fără recomandarea unui medic specialist. Trebuie să spunem că la nivel european această substanță activă de care spuneți, ivermectina, funcționează și este administrată oamenilor de foarte mulți ani. Adică am auzit că undeva la 50 de ani are în spate acest medicament. De ce nu vedem ivermectina și în farmaciile umane din România în acest moment? Poate pentru că avea un spectru larg de indicații, deci era utilizată strict pentru parazitoze, iar în momentul de față numărul parazitozelor nu este alarmant, astfel încât medicamentele deja existente pe piață au reușit să controleze și să facă față solicitărilor. În momentul acesta în care ivermectina pare să aibă efect și asupra virusului COVID, virusului SARS-CoV-2, da. În acest moment cred că ar trebui să ne gândim și noi ca țară să încercăm măcar, deci să nu luăm neapărat doar ce fac alții, ci ar trebui să vedem ce se întâmplă și la noi dacă o folosim. Și da, pacienții cred că sunt diverse studii, am văzut studii în America, studii în Australia, de exemplu, care spun că ivermectina are efect în 48 de ore, reduce puternic infecțiile cauzate de noul coronavirus. Deci s-ar putea să fie un medicament foarte util și în profilaxie, că am înțeles că folosește și profilactic, dar și în tratamentul bolii. Da, cred că ar trebui să ne orientăm către tratamentul bolii, pare să fie eficient, pare, repet, din studiile publicate, în toate fazele bolii. La profilaxie nu știm exact ce se poate întâmpla, dar da, în străinătate se folosește și putem spune cu succes. Sperăm să nu ne înșelăm, așa cum s-a întâmplat și cu celelalte antivirale, care la început păreau promițătoare și după aceea s-au dovedit că nu sunt chiar atât de eficiente cum s-a crezut. La ce dar merită încercat. La ce medicamente vă referiți? Ce medicamente au fost un eșec? Toate, nu pot să spun că au fost un eșec, sunt medicamente care se folosesc și în momentul de față, dar atunci când nu ai altceva la îndemână și ești disperat, practic recomand ceea ce crezi sau ceea ce s-a demonstrat că are un minim efect benefic asupra pacientului. Vorbind de ivermectină și de lipsa acestui medicament în farmaciile din România, mă refer la farmaciile umane, că nu, cred că nu putem recomanda nimănui să-și ia de la ivermectină pentru căței. Dacă e bolnav cățelul, putem. E adevărat. Dacă vorbim de teste clinice, când ar putea fi finalizate în România dacă se vor face astfel de teste pentru a include acest medicament și în tratarea COVID-19? Nu știu la ce vă referiți cu testele clinice, dar vă pot explica. În momentul în care există un medicament pe piață pentru anumite afecțiuni, de exemplu, dau exemplul Statelor Unite, care avea ivermectină și înainte de ianuarie, de luna aceasta, când a fost aprobat pentru tratamentul acestei boli. Deci, înainte, ei aveau ivermectină, însă nu era decât pentru tratamentul parazitozei. Și totuși, unii medici l-au recomandat. De ce se poate recomanda? Este așa numita indicație off-label. Adică, dacă vreau eu ca medic să recomand un medicament pentru o altă indicație decât cea existentă în rezumatul caracteristicilor produsului, în prospectul medicamentului, pot să o fac, dar cu acordul pacientului. Îi explic, da? Uitați, dumneavoastră aveți COVID, aș putea să vă dau aceste medicamente și s-ar putea introduce și ivermectina, dar trebuie să vă dați acordul, pentru că în momentul de față nu are această indicație, dar s-ar putea să intre. Și atunci, practic, pacientul își dă acordul pentru a intra în studiul clinic și se pot urmări pacienții din punct de vedere al evoluției. Înțeles. Și în România, cine ar putea decide și în cât timp, asta ar fi întrebarea, dacă am putea să folosim ivermectina în tratarea COVID-19? Cine stabilește acest lucru? În primul rând, trebuie să ajungă pe piață la noi și
există două modalități, fie este aprobată de Agenția Europeană a Medicamentului și atunci medicamentul va ajunge în toate țările membre ale Uniunii Europene, sau va primi aprobare doar de la nivelul Agenției Naționale a Medicamentului din România și poate fi utilizată în România. Dacă va fi introdusă această boală nouă pe lista de indicații, trebuie să se decidă la nivelul comisiilor de specialitate și Agenției Naționale a Medicamentului. Da, cred că să dau un exemplu. De exemplu, producătorul local de adică, mă rog, local, global, Terapia Cluj, vrea să doneze 50.000 de pastile de ivermectină și este dispus să aducă din import multe alte medicamente dacă va avea deschidere și la Ministerul Sănătății. Deci există surse, există posibilitatea de a aduce și la prețuri foarte modice. Înțeleg că e 2-3 lei pastila și în total ar fi nevoie de vreo 20 de pastile pentru tratarea unui bolnav. Da, asta trebuie la nivel de, repet, de Ministerul al Sănătății, de Agenția Națională a Medicamentului și de comisiile de specialitate. Mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Cu mare drag!